România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Va dura ceva vreme până când PSD și PNL vor reuși să formeze un guvern. În perioada asta veți auzi foarte multe lucruri, unele dintre ele adevărate, altele vor fi baloane de săpun, altele tehnici de negociere și va fi un proces greu chiar și pentru oamenii care se uită în mod obișnuit la politică să vadă temele și parametrii reali în care discută oamenii aceștia. Și mai ales ce va rămâne din toate discuțiile astea la finalul negocierilor. De asta emisiunea aceasta, România în direct, va reveni periodic la formarea acestui nou guvern, pe măsură ce reușim să decelăm lucruri interesante, dar și veridice din ceea ce fac cele două, trei partide, că e și UDMR acolo. Hai să vă dau un exemplu. Eu mă așteptam ca PNL și PSD să discute prima dată măsuri privind criza sanitară, da? Și să propună, având această uriașă majoritate la dispoziție, o serie de măsuri care să ducă la o rezolvare rapidă, da? Ce să zic? Uite, facem A, B, C, D și se rezolvă treaba, da? Vedeți însă că primul punct al discuției nu a fost acesta, ci a fost cel legat de bani. Căci ambele partide știu că România este într-o situație economică disperată. Acolo, în sala aceea în care se discută în secret, toată lumea știe că această creștere economică a lui Florin Cățu nu prea ține, mai ales că a fost mâncată de inflație, cea mai mare inflație din ultimii ani. 8% inflație este o sumă astronomică, dar în realitate știți bine că bunurile de larg consum și alimentele s-au scumpit cu mai mult de 8%. Dar banii sunt necesari și ca să susțină programul de mărire a pensiilor și alocațiilor propus de PSD. Și să nu vă mire că dacă o să apară propuneri și pentru bani în plus în unele sectoare bugetare. Pentru asta se va întâmpla cu certitudine un lucru. Aici toată lumea e de acord. Vor mări salariul minim pentru că asta aduce mai mulți bani la buget. Știți mecanismul. Pui acolo suplimentar, pac impozite mai mari, se duc banii la buget. Propunerea care a surprins însă pe toată lumea, căci la asta n-am văzut-o venind, da, este desfințarea cotei unice, nuanțat, zice PSD-ul. Adică la unii să rămână cam 10%, dar la alții să crească. PNL nu a zis nu, dar domnul Cățu ne spune că taxele nu se vor mări. Da, cum o să dreagă treaba asta? Adică și cui se va aplica? Se va pune o cotă progresivă și la dividende, și la drepturi de autor, și la investiții de capital? Nu știm, evident că nu știm lucrul ăsta. În schimb, ambele partide par să fie de acord cu taxarea luxului. Domnul Grindeanu a spus de cei cu iahturi. Dar cât de mari? Toată lumea care are o barcă, care are un iaht, pe cine să taxeze? În România sunt cam 8.000 de iahturi, am numărat noi, deci nu aici e cheia. Poate în proprietățile mari atunci, dar cât de mari sau cât de multe? Și de fapt ce înseamnă marile averi pomenite de ambele partide? Cert este că oamenii ăștia trebuie să facă rost de bani. USR spune chiar că PNL are în pregătire o taxă pe platformele de film, pe Netflix, HBO, Amazon Prime, da? Știi, stai pe canapea și plătești un impozit suplimentar. Se plătește și în alte state, dar la cote mai mici de 4%, cât e propunerea în România. Mie oricum îmi face impresia că acești politicieni s-au cam blocat în proiect și au venit cam cu aceleași idei pe care le mestecă și le amestecă de ani buni, dar și cu aceeași dorință de a nu se uita acolo unde trebuie. La zecile de cazuri în care noi cetățenii nu plătim taxe, sau la marile mișcări financiare care scot zeci de milioane, sute de milioane de euro peste graniță, fără impozite. Și aici zic să intervenim noi. Înainte de a ne mări taxele, poate le dăm o mână de ajutor. Nu vă întreb astăzi dacă să crească aceste taxe, că sigur toată lumea va spune că nu mai suportă, nimeni nu vrea asta. Dar cred că fiecare are o idee despre locurile prin care se scurg banii. Așadar, 0372069599, îl repet să ne sunați cu toții, 0372069599, credeți că aceste modificări de taxe pe care le-am pomenit mai devreme sunt necesare? Și dacă ar intra în vigoare, ce impact o să aibă asupra calității vieții din România? Și în realitate, din punctul vostru de vedere, unde ar trebui, domnule, noul guvern ăsta, PSD, PNL, UDMR, să caute bani? Ce le scapă lor, dar nu ne scapă nouă? 0372069599, ca să sunați la Europa FM, ne găsiți cu această emisiune și pe Facebook Ovidiu deschide România în direct. Te salut, Cătălin, și pe tine și pe ascultătorii Europa FM. Legat de bani, nu cred că este un lucru bun să crească taxele și impozitele, pentru că întotdeauna politicienii se gândesc la lucrul acesta. Eu cred că dacă trebuie să adunăm bani, în primul rând trebuie să ne uităm la cheltuirea eficientă a lor. Ori banii nu sunt deloc cheltuiți eficienți. În al doilea rând, statul nu trebuie să trăiască doar din salariu. Adică statul trebuie să și investească banii care ia de la noi. Și mă întreb, de ce oare clinicile private au bani de analize și de teste din care fac bani, iar statul român nu are? De ce statul român plătește la o firmă de pază 8-9.000 de lei pentru un angajat și firma de pază îl plătește cu salariu minim pe economie? De ce se cheltuie foarte mult bani aiurea? Te surprinde în vreun fel, risipă se cheamă asta, risipă. Da, mare, mare. Te surprinde în vreun fel că după discuțiile astea ei au ieșit cu comunicarea hai să umblăm la taxe, în loc să umblăm, de exemplu, la imensul apara bugetar. Bă, cine taie frunze la câini pe aici? Ia, o să facem un amplu program de verificare a tăiatului frunzei la câini. Da, Cătălin, și a felului unde se duc banii, pentru că atâta timp cât va exista politică, vor exista bani negri. Politica nu trăiește fără bani negri. Dacă toți plătim taxele la stat, politica nu are de unde să ia bani negri. Și ar mai fi un lucru. Trebuie încurajat, nu omorât, privatul mic. Adică cu cât vom avea mai mulți oameni, eu am fost în Polonia și am văzut lucrul ăsta. Pe o stradă, într-un orășel mic, erau 10 întreprinderi care făceau ceva. Plătești un impozit decent pentru care îți garantez că orice om îl plătește fără să cârtească nimic. Dar un impozit decent și cu banii aia se face ceva. Nu o bătaie de joc. Și plus încă un lucru. Te duci să-ți plătești impozitul la stat și stai ore întregi la coadă pentru că statul nu este în stare să-ți pună la dispoziție o modalitate prin care să-ți ia banii. Acum haideți să ne uităm. Aici un pic de exagerare, Ovidiu. De ce? Pentru că ai platforma aia de la ANAF, unde chiar și mie mi-au venit niște științări. Nu toată lumea, omul de la sat simplu și din orașele mici, nu prea are acces la aia și nu știe. Trebuie să te gândești și la el, că și el îți plătește. Asta, da, cu asta poți să fiu de acord. Cu cât ai o bază mai mare, deci cu cât ajuți oamenii să se privatizeze, să facă o mică afacere, să-ți dea acolo 100 de lei pe lună. Uite, eu am avut o mică afacere și când a venit Boc cu marele lui impozit, cel puțin 20 care am fost pe zona respectivă am închis din cauza la forfetarul lui Boc. Gândește-te la 300.000 de oameni cât au închis atunci afacerile, €1 dacă plătea fiecare impozit la stat, €2, €5, €100 dacă plătea fiecare impozit la stat. Uitasem de forfetar. Forfetarul acela părea o modalitate corectă. Acolo unde nu poți fiscaliza pentru că nu ai urme, nu ai bonuri, nu ai lucruri de genul ăsta, pui un... Nu era cazul, Cătălin. Pui un forfetar, nu? Adică, da, totul e să echilibrezi. Dar asta știi cum este. Este ca și cum fac cei care ne vând acum, nu știu, curent sau din astea, care fac o estimare. Nu se poate așa ceva. Deci dacă tu te duci la Peco și pui benzină, ăla zice, bă, tu ai pus 100 de litri de benzină, atât am plătești. Și de fapt ai pus 30. Nu se poate. Dacă tu asiguri la oameni accesul la a se dezvolta, atunci omul poate să-ți plătească un impozit decent, un 15% și un 20%, fără alte înșelătorii. O să revin la mărime. O să zic pe parcursul emisiunii. Cu condiția să cheltuiești acei bani eficient, Cătălin. Deocamdată... Dacă iei acei bani, orice salariu, scuză-mă, orice bani ți-ar plăti ție angajatorul tău, dacă tu înainte să ajungi acasă cu ei, treci pe la păcănele sau pe la rulete, nu o să ai niciodată bani. Mulțumesc. Când domnul Ciolacu a vorbit de cotă progresivă, eu, în serios, eram foarte curios să-l fi întrebat pe dumnealui, domnule, dar unde, când și cum? Adică tu plătești 10%. Bun, asta ar însemna că mergi mai în sus, nu? Sau poate... că de asta să faci cu 0, 5%, 10%, mi-e greu să cred. Deci mai sus de 10% unde pui într-un salariu când tu plătești deja o grămadă de bani ca omul să rămână cu o sumă în mână? Cum ar fi făcut? Da? Deci risipă, spune Ovidiu. Opriți risipa înainte de a mări taxele. Altă soluție. Căutăm astăzi bani pe care guvernul, viitorul guvern nu vrea să-i vadă. Dumitru, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, vă mulțumesc! Dumneavoastră ați fost foarte, foarte elegant în exprimare, spunând că e vorba de risipă. E un cuvânt frumos și sună bine. Dar oare dacă îi spunem furt, greșim cu ceva? Și furt. Avem și risipă și furt. Sigur că avem furt. Ei, cum, Doamne iartă-mă, să nu avem furt? E de ajuns să vă uitați în toate anchetele pe care le fac, știu eu, Pro TV, Bryce Project, Recorder, să vede cu ochiul liber. E, și, mă rog, să mă scuze restul colegilor. Ascult. Ce părere aveți de o soluție care să sune, să zicem, de forma taxarea cu cel puțin 101% a tuturor achizițiilor din bani publici la suprapreț? De genul, nu știu, un kilometru de covor asfaltic achiziționat ca și lucrare de 10 ori prețul și așa mai departe, și mereu spunem, nu sunt bani pentru X, nu sunt bani pentru Y, dar întrebarea firească este de unde sunt bani pentru aceste, iertați-mă, furăciuni din bani publici. Acolo sunt bani, e atât de simplu, e fantastic de simplu. Da, și acolo sunt bani, dar și în gradul redus de colectare, pe care nu vrem să le reparăm deloc. Mie mi-a plăcut domnul Grindeanu. Știți că domnul Grindeanu s-a plâns săptămâna asta de gradul redus de colectare? Vă aduceți aminte ce a condus domnul Grindeanu în țara asta? Da. Domnul Grindeanu a fost premierul României, știți? Azi vine acum și spune ca o floricică, să strâng prea puțin bani în România. Păi ce făcuși, tată, ce păzeai? Dădeai, știu... Doar ceva aș vrea să vă mai spun. Sunt convins că așteaptă foarte mulți ascultători și apreciez tot ce faceți noastră. Se vorbește atât de mult despre impozitarea muncii și absolut deloc despre impozitarea nemuncii. Adică acei bani care se duc, cum spunea și antevorbitorul meu, la gri, ca să nu spunem chiar la negru, și bani din bugetul statului se duc. Nu le știe nimeni zona și unde ajung. Adică știm, dar e greu de demonstrat. Câte mătuși Tamara or fi în țara asta. Da, corect. Dar ce înseamnă impozitarea nemuncii? Te referi, de fapt, tot la un tip de furt. Bănuiesc că asta e ideea. Enorm de mare. Adică atâta timp când vedem în achiziții publice pixul care costă 1,50 lei cumpărat cu 200 de lei și așa mai departe, ca să nu dăm exemple incredibile. Sunt convins că dumneavoastră ați văzut acea listă aprobată de un guvern fără a-i da nume cu 2 săptămâni înainte de a pica unei mari doamne. 700 și ceva de finanțări incredibile, 1000 de parcări într-o localitate rurală unde nu era nici măcar localitate turistică, 1000 de parcări, 1.000.000 de lei costuri, parcări într-o localitate unde fiecare familie are o casă și are o curte, unde nu e nevoie de parcări și multe altele, incredibil, sume imense care s-au dus și se duc în continuare. Cred că aici sunt bani, e atât de ușor să avem bani în țara aceasta bogată, ajungând la o singură soluție. Stop hoției. Din păcate nu știu cum se va ajunge acolo. Din păcate nu e niciun semnal. E mult mai simplu să-i taxezi pe oamenii cinstiți și care muncesc. Că asta a fost propunerea. În loc să vii cu chestiuni coerente care să împiedice furtul și risipa. Când tu, ca guvern de orientare social-democrată liberală, vii și spui că prima valoare care trebuie taxată din nou este munca, dați-mi voie să cred că nu apreciez foarte tare munca. De fapt, acesta e semnalul care s-a transmis societățile. S-a spus, băi, cinstiților, care sunteți aia care plătiți? O, sunteți bogați? Câștigați 5.000, 6.000, 8.000? V-ați luat și iaht, mă? Ia stați un pic că vă taxăm. Ia. Cine îi prinde pe hoți? Nu știu, domnule, cu sijul, să existe echilibru. Cum a zis, domnule, prietenul nostru, domnul Grindeanu, pe el pomenesc des pentru că el e imaginea acestor negocieri. A zis, domnule, să fie un sistem de check and balances în justiție. Bravo, domnul Grindeanu. Asta înseamnă că domnul Grindeanu îi pricepul la justiție, dar știm, ordonanța 13, ordonanța 14. Da? Mihai, salut, ești la România în direct. Bună ziua! Salutare, căutăm bani, căutăm surse de impozitare, de umplerea bugetului, da. Că o să vă deviez puțin discuțiile economic la politic. Te rog. Vreau să vă atrag atenția că, după părerea mea, cerința asta cu modificarea cotei de impozitare este una din acele cerințe pe care le pui în față ca să obții altele. Adică te duci cu 10 cerințe, corect. Tu pui 5, dar pui alte 5 care știi sigur că nu vor fi acceptate, ca după aia să spui, păi, atunci măcar astea 5 acceptate. Sunt de acord cu tine și mă pregăteam să zic asta în emisiune. E și un balon de încercare, e un test. E greu de aplicat, lovești în propriul public, Da, sunt în mare măsură. Cota unică cu impozitarii este o chestie mult prea importantă pentru liberalismul, atâta cât mai e în România, ca să poată să renunțe. Și PSD-ul știa treaba asta. Și dacă vreți, vă mai atrag atenție la o cerință din acesta care nu e realizabilă și e pusă acolo tocmai pentru negociere. Ca, de exemplu, creșterea pensiilor cu nu știu ce procent. Destul de mare. Stai un pic. Crezi că asta nu se va întâmpla? Eu, uite, pun mâna în foc. Dar acum, nu pui acum. Pentru că nu e nicio campanie electorală, nu vine niciun rând de alegeri. PSD-ul nu mărește pensii de așa din senin. Le mărește în prag de alegeri. Haideți să fim serioși, că nu le mărește de dragul cetățenilor. În general, partidele populiste le mărește de dragul lor. Problema, dacă ar fi... Vă spun și de ce n-ar fi fezabilă mărirea cotei unice de impozite, adică modificarea să-și trece la o cotă progresivă. Pentru că în momentul ăla, practic, ea s-ar aplica bogaților. Mulți bogați în România, asta paradoxală, sunt la stat. Adică, știți, lucrători în diverse funcții. Da. Statul asta. Acolo se înregistrează foarte mulți bani. Au ajuns să depășească pe aia din privat. Păi credeți că își vor impozita propriilor venituri și apoi când te-a pus să faci o chestie din asta, dacă trebuie să mergi până la capăt, te duci și faci, de exemplu, impozitezi pensii speciale, că tot se zice că sunt indemnizații. Păi dacă e indemnizații, hai să plătim la ea, nu? Și pentru pensii, alte pensii, că nu funcționează ce plătesc unii astăzi, primesc alții ca pensie, da? Să plătim și pentru sănătate. Păi cum? Păi dacă nu-i pensii și indemnizații, plătește, că așa cum plătește și indemnizații. Dar dacă vorba ta... Dacă vorba ta... Mihai, dar dacă vorba ta se urmărește altceva, și am să-ți dau un exemplu. De exemplu, un economist care e bun și îl recunoaștem de bun și a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriș, spune așa: dom'le, soluția corectă pentru chestiunea asta cu cota unică e următoarea. Cotă de 16%, reducerea CAS la 21% și reducerea CASS la 9%, plus plafonarea bazei de calcul a CAS și CASS pe suma veniturilor la maxim 3 salarii medii pe economie. Dacă PSD a aruncat acest lucru numai ca să schimbe din 10 către altă valoare, că e nevoie de bani. Eu am să cred pe Gabriel Biriș în momentul în care face calcule din astea economice, în momentul în care o să-mi arate că dumnealui, așa, ca fiscalist, lucrează mult pentru interesul națiunii și, de exemplu, al său propriu sau al unor clienți. Stați un pic, că asta de a lucra în interesul tău propriu este esența societății noastre. Deci, nu... Domnul Biriș, zilele trecute a apărut, avea o firmă cu domnul Orban, fratele lui Ludovic. Da? Firma aia avea o grămadă de angajați, dar ce să vezi, ei care lucrau cel mai mult acolo, că erau consultanți europeni, nu erau angajați. Dacă era lor, era pe bază de dividende, știți ce spun? Da. Domnul Biriș a fost atât de bun ministru încât a trebuit să plece, pentru că efectiv presa i-a scos în față contradicții din activitatea lui cu ceea ce susținea. Dar, acum să vă mai spun un lucru. Ei au spus că vor să mute procentele dintr-o parte în alta, da? Și dacă noi și așa ne plângem că nu sunt destui bani în sănătate și mai reducem la sănătate, că la pensii nu ne ajung, deși, mă rog, vă că ne permiteți plătim pensii speciale, oricum ar plătiți din buget, e o altă discuție. Cum credeți că vor să mute cumva mai mult către profit, adică fix pe banii aia care se duc ca să se dea salarii la bugetari, să se facă cheltuieli, să se cumpere limuzine de protocol, că vedeți că... E o idee, nu? Nu mai umblă nimeni cu, nu știu, o limuzină de 20.000 de euro. Îți mai dau o chestiune. Dacă de fapt ținta e ca la dividende să nu mai fie 1%. Știi că la noi mici afaceri sunt până la 1.000.000 de euro cu plata dividendelor la 1%. Noi acum, nu știu, facem tot felul de presupuneri. Noi trebuie să ne gândim cum a acționat PSD-ul când avea el pur și simplu totul sub control. Deci cum a folosit el acest control în a colecta, în a stabili cote și așa. A avut vreo 2-3 ani, sub Dragnea au făcut ce au vrut și au impus inclusiv codul fiscal făcut de acel domn penal, din păcate, domnul Vâlcov. Ce? Cumva a mers România mai bine? S-au adunat mai mulți bani la buget? Atenție că s-au făcut simulări de nu știu câte ori s-a făcut calcule apoi și în funcție de realizat și s-a dovedit că, de fapt, cota unică deocamdată în România, în experiența noastră de cât avem noi 30 de ani de capitalism, aduce mai mulți bani la buget. Da, așa nu este. Cred că ar vrea cineva să modifice chestia asta acum când ei au nevoie de bani. Nu pentru noi, au nevoie de bani pentru ei. Pentru ce au zis oamenii mai devreme, pentru risipă. Mihai, îți mulțumesc. Îmi pare rău că legătura nu a fost dintre cele mai bune, dar foarte interesantă discuția. Da, vedem ce iese din aceste negocieri. Sunt multe lucruri de testat și de pus la încercare. Paul, salutare, ești la România în direct, unde ai căutat bani. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă spun că nu este chiar corect să ne lăudăm cu cota unică. Cota noastră unică nu este chiar unică, așa cum ați menționat și dumneavoastră la început. Există cote diferite de impozitare și la TVA și la impozitul pe profit. Avem impozit pe profit pentru societăți comerciale, avem impozit pe profit de 1% pentru micro-întreprinderi. Și mai avem ceva special. Inclusiv impozite pe salarii diferite. Da, unele exact. Sunt scutite, avem impozite pe salarii la cei care lucrează în construcții, la specialiștii din IT. Nu spun că sunt rele, nu intru în aceste detalii, dar nu este chiar cotă unică. E o cotă, la noi e plin de excepționali. Asta e adevărul. Deci, de excepțional și de scutiri. Da, așa e. Ai remarcat bine. Nu e chiar o cotă unică. E o cotă fragmentată. În al doilea rând, sunt de acord și cu antevorbitorul meu. Nu văd în ce măsură o cotă de impozitare progresivă, de adevăratele, pe model european, sunt țări în Europa care, destule, care au un impozit progresiv, nu cred că ar aduce bani în plus la stat. Cândva am lucrat la o firmă condusă de o familie de evrei, în Canada. O firmă extraordinară, niște oameni extraordinari. Grija lor cea mare era să-și plătească impozitele la timp, de frica faptului că dacă nu și le-ar plăti la timp, statul își va lua mâna după angajați și toate asigurările de sănătate și tot sistemul de învățământ canadian cu facilitățile lui ar reveni firmelor. Presiunea ar veni asupra firmelor. De-aia pentru ei era o religie să-și plătească impozitele la timp. Noi nu o să ajungem niciodată, probabil, în situația asta. Nimeni nu-și va face o religie din a-și plăti impozitele la timp. Dar putem să ne preocupăm de risipă. E banal, au spus-o toți înaintea mea, dar cred că este singura soluție la ora actuală. De fapt, sunt două. Eliminarea risipei. Am auzit acum la dumneavoastră, la niște știri, că la poștă lucrează 25.000 de angajați. Și vă dați seama, poșta română, 25.000 de oameni plătiți în fiecare lună și nu puțin. Cu a 10-a parte din acești angajați sunt firme de curierat în România care au cifre de afaceri de nu știu câte ori mai mari decât poșta română. Aici este un lucru remarcat foarte clar. Și mai sunt alte companii, și mai sunt alte... Gândiți-vă, chiar dacă ar critica PSD-ul la ora actuală, ideea cu privatizarea trezoreriei, eu care lucrez și cu trezoreria și cu băncile particulare, vă spun că trezoreria este o glumă proastă în România, adică e la an lumină distanță de orice bancă comercială, tocmai pentru că e de stat. Asta este explicația, nu există alta. Pentru privatizarea trezoreriei... Paul, stai o secundă. Da. Pentru cine nu știe că ăsta e un subiect nou și care nu a crescut foarte tare pe agenda. Există acest subiect, a existat această discuție. E adevărat că vremurile politice sunt destul de tulburi. Să există o privatizare a trezoreriei, adică eficientizarea sa, cum se spune, vânzând-o unui organism privat. Nu e... Se întâmplă și în alte țări. Da. Da, mi se pare o măsură foarte corectă. Nu văd ce am avea de pierdut. Sincer, nu văd ce am avea de pierdut. Chiar nu... Chiar, dar sistemul politic ar avea de pierdut, dragul meu? Pentru că dacă... După părerea mea, nu. Deci, nu? După părerea mea, nu. Ce ar avea de pierdut un deputat PSD sau un deputat PNL prin eliminare sau un președinte de Consiliu Județean prin trecerea trezoriei la stat? Hai că-ți spun eu. În primul rând, numirea a 40 de directori. Ai mai mulți. Câte unul pe județ, am luat și eu unul pe județ. Așa. Okay. După care personal, după care pierderea unei bune oglinzi a economiei românești, iar politicienii noștri, oricum ar fi ei, pricepuți să vadă de dedesubturi, sunt. Pentru că de acolo vezi și tu cum merge încasarea, pe ce domenii, cine are bani, Nu vă contrazic, nu pot să contrazic. Suntem capabili de orice surpriză, dar astea sunt totuși mize mici. Dacă ne împiedicăm de mize mici în luarea unor decizii importante, atunci putem să stăm acasă, ne vedem de treabă. Creștem porumbei, găini. Dar asta nu bugete. Paul, mulțumesc mic. Mulțumesc mult, nu mic. Mă gândeam la miză mică. Miză mică, știi ce? De ce regionalizarea României este mereu împiedicată? Pentru că e o miză mică la mijloc. Dispar o grămadă de funcții de președinți de consilii județene și întregul aparat care lucrează acolo. Da, e mică, dar pentru oamenii aia e importantă. Puterea pentru fiecare dintre oamenii acestui aparat nu e o miză mică, aia o împiedică. Florin, salutare, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătăline. Uite, mie mi-a venit o idee. Te rog. Noi, vis-a-vis de cota unică, pe salariile, noi nu avem de fapt cotă unică. Dacă trebuie să luăm în calcul și bonurile de masă, cred că sunt 400 de lei, care nu se impozitează. Gândește-te că la minimum pe economie poți să-i dai, este de 1700 lei, netul în sine, plus bonurile de masă. Gândește-te că 3-400 de lei, nu știu exact cât sunt neimpozitate. Dacă crește salariul, ponderea asta a bonurilor din totalul luat în mână, ca să zic așa, e mai mic. Deci, practic, noi avem un impozit progresiv. Corect. Înțelegi? Corect, înțeleg. Până mai sus, unele nu contează. Bănuiesc că la 1000 de lei nici nu le mai iei, nici nu te le dai la bunica sau la vecini. Bun. De unde facem rost de bani? Păi, dar noi avem statistică, fratele meu, colectăm cel mai puțin. Evaziunea fiscală. Evaziunea mare și mică. Deci Cu exemplu, îți dau un exemplu. Știi ce Uite, eu sunt din Gorj, din Târgu Jiu. Știi ce face, care sunt responsabilitățile unui șofer pe duba de pâine de la o brutărie mică? Nu. Deci eu am rămas surprins că am vorbit cu unul, nu-ți bine să crezi. Trebuie să-și facă treaba, să distribuie pâine, să încaseze bani. Doi, are o casă de marcat, el e angajat, este autorizat ca vânzător ambulant și stă și bate la bonul 2 ore în parcare. Pentru că nici e împământenită chestia asta, ești magazin mic, la brutărie mică e fără factură. Punct. Iau de la altul. Înțelegi? Deci am vorbit cu oameni, stau 2 ore cu o casă de-aia de marcat să bată bonuri. De ce? Pentru că făina se ia numai de la corporații care vând cu factură, iar ăla trebuie să se scadă. Asta e un exemplu de evaziune. Știi, la micile... Dar știu că în panificație e una dintre cele mai mari evaziuni. Nu am știut cum funcționează, dar știam că nu se cer facturi pe acolo. Și îți mai dau un exemplu. Deci avem evaziune și pe furt. Îți mai dau un exemplu. Dacă vreodată la Târgu Jiu te invit la o cafea, te duc în cartierul Bicaz, că se numește... Nu zici că e pe altă planetă. Numai case 300-400.000 de euro, mașini de 30-40.000 de euro, toți lucrători la stat. Băi, fratele meu, înainte de Dragnea, voi ați avut 3.000 de lei. De unde? Nu bate. Du-te la ei. Bă, de unde ai tu casa asta? Mai intri pe Facebook și vezi Egipt, toate alea. Și alea costă. De unde? Când? Acum ai 6, 7, 8, 9.000, 10.000 de lei. Dar tot nu iese matematica. Ai văzut... Pe vremea lui Ceaușescu exista ceva, probabil că suntem cam de o seamă, de ilicit, știi? Era... Cea mai urâtă chestiune din România, l-au luat cu ilicitul. Erau unii oameni care făceau afaceri pe ascuns, nu declarau, aveau muncă cinstită și luau și pe aia la ilicit. Aia era o metodă de prevenire a furtului pentru mulți dintre ei. Îți mai dau un exemplu scurt, că mai sunt alți ascultători. La noi s-a împământenit ideea că el la stat trebuie să fure, e dreptul lui. Uite, duceam odată după un training, la 1 noaptea, un angajat al meu duceam acasă, că n-avea cu ce să se ducă. Pe la 3 noaptea, a trebuit să facem un training, mă rog. Și stătea săracul într-o zonă de munte, era dita mai blocul. Și bă, Popescu, ce dracu cu blocul ăsta? E pensiune? Păi cum, nu știți pe domnul nu știu care, fost director de la DSV, e al dânsului. Cum, nu-l știți? Auzi? Păi el a fost director la DSV, de unde dracu ai tu bloc? Doamne, care a fost cea mai mare bătălie, una dintre cele mai mari bătălii, după sau de la începutul guvernării Dragnea și s-a pupat foarte bine cu ăștia? Sau de fapt de la plecarea lui Trambăsescu? Știți ce instituții au vrut să ocupe și a și ocupat? Noua putere, noile puteri oricare ar fi fost, hai că zic eu. Agenția Națională de Integritate. Deci, în momentul în care Băsescu a plecat, cea mai mare bătălie s-a dat repede pe Agenția Națională de Integritate. Mamă, cum îi facem pe ăștia să nu mai fie productivi? Ia să găsim noi metode. Și de o bună bucată de vreme să-mi spui tu, dacă mai știi vreo știre de asta mare. Doamne, Agenția Națională de Integritate a intrat peste unii și a luat așa și așa. Uite, să-ți dau un exemplu. Ia baza de date a rarului, îți scriu un script în 5 minute, un select pentru mașinile mai noi și mai scumpe, și hai să-i întrebăm. Boss, de unei boss Porsche? Fii atent, am râs odată control la... deși era soția unui bogătaș. A venit în control de la protecția consumatorului cu Porsche Cayenne nou. Știi? Într-adevăr, aici ea îi dăduse de lucru, bărbatul să nu se plictisește. Că ea a zis, doamnă, dar nu, eu eram client, doamnă, nu mă angajați pe mine la OPC, că uitați ce bine vă merge. De la OPC, da. Mulțumesc tare mult. Hai, formidabilă discuție astăzi. Îmi place tare mult de voi. Adi, bine ai venit la România în direct. Căutăm bani, se ducem la buget, să le spunem oamenilor de la PSD și PNL ce-i de făcut. Bună ziua tuturor. În primul rând... senzația mea este că ne-au dat o temă de discuție. Asta, sigur. Constituția, regionalizarea, în timp ce ei, de fapt, cred că nu stau să discute chestiunea asta, pur și simplu stau la momentul ăsta să-și împartă viitorii bani ai PNRR-ului. Asta este senzația mea, în timp ce ne-au dat nouă un motiv și ca vezi, Doamne... Și da și nu, adică suntem cu toții de acord că e nevoie de bani în buget, adică și ei știu foarte bine că e gol acolo, adică ceva trebuie să facă. Nu-și dau ei seama exact ce... Știu lucrurile că... sunt foarte simple. Lucrurile sunt foarte simple la nivel teoretic, dacă cineva ar vrea să le rezolve, s-ar putea rezolva simplu. La momentul ăsta, din câte am mai văzut cifre, poate mă corectați dacă nu sunt corecte, undeva la vreo 30% din PIB-ul României se evaporă, fie prin risipă, furt, cum au fost atâtea exemple, fie prin evaziune fiscală, că tot un fel de furt este. La un PIB pe care îl are România de undeva, din câte știu, undeva în jur de 250 de miliarde de dolari, dacă punem 30%, ar fi 75 de miliarde. Ia gândiți-vă dacă s-ar reduce numai cu 10%. Evaziunea asta fiscală sau furtul sau... Doar atât. Doar 10%. Nu să o elimin total, că probabil nu există vreo țară în lumea asta unde să fie eliminată total. Dar nici nu cred că sunt foarte multe țări care să ne întreacă în privința procentului. Deci bani s-ar putea găsi. Iar culmea e că toți, sau majoritatea politicienilor care sunt în acest moment la putere sau care au fost, cunosc aceste metode de evaziune fiscală. Le știu. Ar ști foarte bine că știți cum se zice, odată ce ai o problemă măsurabilă... Cum să nu știe? E chestiune de voință politică și de capacitate de a face lucrurile. Despre asta este vorba. Și atunci, până la urmă, despre ce vorbim? Că mai mărim cota de la 10 la 12%, că o facem progresivă. Până asta e o discuție futilă în momentul ăsta, până nu avem cifre. Cât înseamnă asta? Cât aduce la buget? 10 lei, 100 de lei? Ne ajung? Nu ne ajung? Vorbim discuții. În timp ce ei ar putea să o rezolve și știu cum pot să o rezolve, doar că nu cred că vor. Făcându-și datoria. Despre asta e vorba. Mihai, salutare. Ești la România în direct. Salut. Salut, Mihai. Salut, Cătălin. Căutăm niște bani. Mai toată lumea zice... Domnule, nu umblați în cote, nu umblați în taxare, stopați risipa și furtul. Dar te ascult. Am auzit și pe antelocutorii mei. Exact cum a încheiat așa cel de dinaintea mea, în care a spus că discutăm discuții. Ok, noi ne vom da foarte mult timp cu părerea și cu siguranță sunt mulți oameni capabili și care sunt inventivi din punct de vedere constructiv, bineînțeles, care pot să asigure până la urmă un cadru de performanță, că despre asta e vorba, și de dorința de a face bine. Am ajuns să cred că ideea asta de a face bine pentru semenii tăi ca politician este o utopie. Adică noi avem oameni politici, cu niște foarte mici excepții, adică sunt foarte puțini pentru cât de mulți am avea nevoie ca să facem țara mai bine, ca să spun așa. Adică se rezumă la această voință politică, adică mi se pare absurd ca în democrație, să spun așa, toate aparatele de stat guvernamentale, toate instituțiile să fie mai politizate decât era pe vremea lui Ceaușescu. Adică bună e observația asta ta. Uite, domnule, mi se pare ceva niciodată incredibil, adică băi, trebuie să stau, să fac voinți, să adun, să coagulez partide, oameni cu tot felul de interese, de meschinării, mai ceva ca pe vremea lui Ceaușescu, adică nu am auzit nicio idee sau un proces care să plece de la o bună intenție de a face bine. Nu, totul se rezumă numai a trebui să coagulăm partide și interesele unor oameni. Până când nu vom rezolva chestia asta, mi se pare că noi vom fi peste 90 de ani, vom ajunge niște bătrânei gârbovi și vom purta aceleași discuții pe diferite teme de bun simț, unde foarte puține lucruri se vor schimba. Vedeți, mulțumesc tare mult, Mihai. Vedeți, România spune destul de clar și oamenii cred că pot fi păcăliți din ce în ce mai greu. Nu mai merge să le spui, domnule, o să mergem după bogați. Ar fi bine să mergeți să vă faceți treaba. Sigur că o reașezare de taxe ar fi necesară din multe puncte de vedere, dar nu taxați munca, nu-i taxați în plus pe oamenii onești. Uitați-vă cumva și întrebați-vă dacă este micro-întreprindere, de exemplu, aceea care face 1.000.000 de euro. E micro-întreprindere. Pe cine ajutați când ajutați, da? Uitați-vă cum pleacă zeci de milioane din România în offshore-uri sau sub forma unor contracte care nu au noimă. Uitați-vă și la banii aceia. Opriți risipa din aparatul guvernamental și furtul. Și vedeți dacă nu cumva sunteți cam mulți angajați. Faceți acum 21 de ministere și le spuneți oamenilor, ce-ar fi mă să vă umblăm la cota unică? Păi, nene, ce treabă e asta? Cum gândiți voi dezvoltarea României în perioada următoare? Cred că ascultătorii România în direct au idei mai multe și mai interesante decât sunt în camera cu pricina. Cred că e bine să vă întoarceți la treabă și să vă faceți din nou temele. Despre asta e emisiunea de astăzi. România în direct se încheie aici. Despre bani vom discuta mâine la Deșteptarea României cu Adrian Gheorghe, care a fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și o să vorbim despre modul în care se risipesc banii pe care îi dăm la sănătate, da? Banii noștri din spitale, care le vedeți că ard și omoară oameni. Vă mulțumesc tare mult. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.